Bună ziua, dragii mei! Aceasta este tălmăcirea pentru cei din Zodia Săgetător pentru luna mai. Numele meu este Camizea de la canalul Camizea 1001 de tălmăciri. Săgetătorii, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete dominante, sau poate urmăriți pentru că aveți de-a face cu un săgetător, astăzi vom începe cu tălmăcirea generală, vom analiza energiile curente ale lunii mai pentru voi. O avem alături și pe Marea Preoteasă. Ea ne va dezvălui astăzi pentru săgetător un secret. Secretul Marii Preotese. Trebuie să extragem din tot pachetul o singură carte care se cade pe dos să nu o vedem. O vom interpreta la sfârșitul primei părți. Dacă această carte este o arcană majoră, Marea Preoteasă vă spune un secret în legătură cu un ciclu karmic din viața voastră. Dacă este o arcană minoră, Marea Preoteasă vă spune doar lucrurile din rutina zilnică pe care trebuie să vă concentrați. Vom lăsa cartea deoparte până la sfârșitul primei părți, iar în partea a doua, Camizea vă întreabă ca de obicei, săgetători, sunteți creatorii propriei voastre realități sau vă lăsați la mâna destinului? Vom afla în tălmăcirea metafizică, dar până atunci săgetătorul dorește să afle ca tot omul, scurt și la obiect ce l-așteaptă în luna mai. Wow, avem deja un mesaj pentru cineva, mesajul care sparge citirea înainte să înceapă citirea. Aceste mesaje apar pe parcursul tălmăcirilor originale ale Camizei. Apar pentru că un grup restrâns de persoane se gândesc la același lucru și așteaptă un răspuns la o chestiune importantă. Primul mesaj care sparge tălmăcirea pentru cine este, dacă este pentru tine, lasă-mi un comentariu ca să știu că citesc cu folos. Avem Cavalerul de Monede. El stă pe loc și se întreabă să mă implic sau să nu mă implic. Nu se grăbește. O situație vedem care stă pe loc în viața ta. Este o situație materială? Vrei să faci o chestiune, un job pentru bani, o investiție și nu știi ce să faci, ești încă pe gânduri? Sau este o chestiune emoțională, o iubire în care cineva încă, iată, nu a luat decizia să se implice așa cum trebuie? Pentru tine este acest mesaj. Avem forța. Vedem cum se cere o acțiune din partea unei persoane. Se cere această ajungere la o stabilitate emoțională din partea unei persoane, bineînțeles, fie că este din partea ta, fie că este din partea celelalte persoane. Situația trebuie să fie ținută sub control, ni se spune. Forța, puterea, dominarea. De ce persoana stă pe loc? De ce nu există acest echilibru între cele două persoane? Pentru că probabil cineva dorește să domine pe cealaltă persoană. Și avem Doiul de Spade. Cineva are o teamă în inima sa. Iată, privește la această situație și spune, eu trebuie să fiu în control. Dacă eu nu sunt în control mental, emoțional, nu voi face această investiție, nu voi face această mutare sau acest pas înainte. Și, iată, încă mă protejez pentru că dacă nu am control asupra situației, sau poate nu am încredere în cealaltă persoană, poate cealaltă persoană nu este pe placul meu, nu o pot domina sau nu pot controla această situație, voi sta pe loc până când voi putea obține acest control. Vedem cum cineva nu se lasă dominat de alte persoane și dorește el sau ea să domine. De aceea nu se face acest pas înainte. Începem tălmăcirea pentru săgetător, dragii mei. Sper că v-am răspuns unora dintre voi. Lăsați-mi un comentariu. Prima carte pentru săgetător este Optul de Bute. Va fi o lună a acțiunilor, a călătoriilor, a comunicării. Săgetătorul va fi ocupat în luna mai. O lună aglomerată, aș putea spune, dar și cu o mare satisfacție, pentru că, iată, apar deblocări de situații. Lucrurile încep să se miște pentru cineva sau cineva pur și simplu demarează aici o chestiune. Dacă ai stat pe gânduri să faci o acțiune, să trimiți un mesaj, se pare că în această lună nu o să mai stai pe gânduri pentru că te va împinge această energie să treci la acțiune.
Avem cinciul de cupe în poziție răsturnată. Problemele emoționale, insecuritățile, tristețea, melancolia, iată, încep să dispară și apare energia în care vei spune ce să mai stau să plâng, eu acum doresc să iau în mâna mea cupele speranței și să merg mai departe. De ce te deblochezi? De ce capeți curaj? Este pentru că decizi să te întorci emoțional într-o altă direcție, să vezi lucrurile pozitive din viața ta și să nu te mai concentrezi pe lucrurile care ți-au dus o tristețe. Probabil că la mulți dintre voi a fost o tristețe temporară, care oricum trebuia să treacă, a venit momentul, iată, să treacă această tristețe. Avem cinciul de spade în poziție răsturnată, cineva renunță la un conflict mental, emoțional, la o ceartă, la o dispută. Se aruncă spada, dragii mei, și săgetătorul trece mai departe, zen, lasă pe lângă el să treacă toate aceste conflicte și nemulțumiri emoționale și spune: nu am timp în luna aceasta să mă concentrez pe aceste prostii. Nu am timp! N-am timp de ceartă, n-am timp să plâng, am o viață ocupată și îmi voi vedea de drumul meu. Iar cei care doresc să mă țină pe loc, doresc să se vaite, doresc să aducă tot felul de chestiuni, agresivitate în comunicare și așa, eu nu voi hrăni aceste energii. Nu aveți să-i dați de furcă în luna aceasta săgetătorului, pentru că nu are nici chef de ceartă și nu are nici chef să stea supărat. Are chef să-și vadă din viața sa. Aveți energie, dragii mei, și în sfârșit vă concentrați pe ceea ce trebuie în viața voastră. Foarte frumos. Cad conflictele, cad supărările. Mai vedem cum cineva face o călătorie pentru a se reface emoțional și mental. Și acolo vă veți reface cu adevărat la acest drum. O să fie foarte frumos, parcă uitați de toate în luna mai. Duceți la mare, la munte, indiferent unde vă duceți, o să vă fie de vis acolo. Dacă doriți să faceți o călătorie de relaxare, este momentul să o faceți. Ce cade la spatele vostru? Ce nu mai hrăniți în această lună? Avem pajul de spade. Comunicările defectuoase, comunicările care sunt făcute așa cu o ușoară agresivitate. Pajul de spade ne cade pe negativ în această situație. Iată persoanele care vin să ceară socoteală, mai ales că nu trebuie, sau care vorbesc foarte mult, sau care, vedem aici, mai vedem pe cineva care insistă foarte mult cu anumite mesaje pe telefoane, cineva vă sâcâie sau voi poate sâcâiți pe cineva, se cam lasă de o parte aceste lucruri, parcă nu mai aveți chef de această comunicare. Mai poate să fie și o cercetare, vă interesa ceva, ați cercetat foarte mult această situație și dintr-o dată lăsați la spate, nu vă mai interesează și vă vedeți de drumul vostru, schimbați direcția. Pentru că dacă nu obțineți răspunsurile pe care le căutați în această lună, dacă nu obțineți comunicarea pozitivă într-o anumită situație, nu o să mai stați pe loc, v-ați săturat de această comunicare. Poate așteptați o veste, poate că cineva cu care comunicați nu este pe față, nu o să mai acordați atenție. Pajul de cupe în poziție răsturnată, vedem cum persoanele imature emoțional, mental, care comunică aiurea, vrăjeli, prostii din astea care se fac acum cu tot felul de promisiuni false, nu mai sunt pentru săgetător. Săgetătorul nu mai crede în baliverne, nu mai crede în vorbe din astea ușoare de iubire și nu mai crede în inimioare și fluturași pe care le trimiteți pe telefon. Săgetătorul vrea acțiune. Este la mod acum cu telefonul, ci că mi-a trimis o inimioară. Vai, am căzut pe spate, acum nu mai pot că mă iubește. Sau a postat un cântec de dragoste acolo și nu mai pot că mă iubește. Ai, mă, chiar așa? Păi să-ți dea telefon, să vină, să te ducă la plimbare, să te ține de mână, să-ți facă declarații sub lună plină, sub lună nouă. Să facă ceva pentru tine. No, păi mi-a trimis de-ala pe telefon așa, unde scrie acolo I love you. Da, nu mai ține la săgetător chestiunea astea, pajul de cupe răsturnat cu inimioare și fluturaș, în comunicare cădeți la spate, dragii mei. Sau nu mai dorește săgetătorul să facă aceste lucruri și mai vedem patrul de monede răsturnat, lăsați pe cineva să vă iasă din inimă, pentru că oricum nu și avea locul acolo și începe să ignorați acea persoană. Parcă văd că a ținut așa o chestiune aici, care acum parcă nu vă mai interesează. Ați ținut la pieptul vostru ori pe cineva, ori o chestiune de asta fabuloasă. Mă, am cunoscut pe cineva, știi, dar vine așa,
mai vine din când în când și îmi scrie toată ziua și asta mă plictisesc acum. Știi care-i treaba? O să spună săgetătorul. Vreau, fraților, să trăiesc viața. Lăsați la spate prostioarele astea și treceți pe acțiune voi. Ia să vedem ce se îndreaptă către voi. Avem un mesaj care ne sparge tălmăcirea. Este un mesaj foarte scurt. Cineva se întreabă, uite așa vrea să știe. Spre ce vrei să știi? Hai să vedem, poate e pentru tine acest mesaj. Lasă-mi în comentariu. Avem regele de monede, cineva dorește dacă să știe dacă un bărbat se implică. Și cineva mai dorește să știe dacă să investească niște bani. Da? Aici este vorba ori de o investiție materială pe care trebuie să o facă un bărbat. Dacă ești bărbat și vrei să faci o investiție materială pentru tine, răspuns. Și mai simți că cineva se întreabă dacă acest bărbat o să se implice. Și pentru tine este răspunsul, este o energie ușor care se leagă de două chestiuni diferite. Răspunsul este nu la ambele. Nu face investiția, nu e cazul să forțezi implicarea acestui bărbat. Dacă tu ești bărbat și vrei să știi, nu e cazul să te implici, mai așteaptă-ți, se spune că nu e momentul acum. Și se îndreaptă către săgetător în luna mai. Iată, ne-a căzut din nou această carte. Este vorba aici despre o renunțare, este vorba despre o chestiune care nu merge sub nicio formă. Nu merge. Deci cineva care forțează lucrurile într-o anumită direcție și care nu ține cont de nimic pentru că vreau cu tare lucru, ci insistă în această comunicare, insistă în aceste conflicte mentale, emoționale, va cădea. Deci persoana care insistă prea mult va cădea, din păcate. Trebuie să mergi în drumul tău. Ca să eviți această cădere, știți cum este tarotul? Omul vede această carte, vai, această carte este foarte negativă. Vai, mai băgat în depresie. Nu vă speriați, dragii mei. O energie și mai ales pe energie colectivă, chiar orice carte negativă în tarot se poate manifesta 5 minute în viața ta și a trecut. 5 minute te vei simți la pământ. Poate o zi, poate două zile, poate trei zile, depinde de situație. În viața fiecăruia se întâmplă ceva care la un moment dat te vei simți la pământ și vei spune, bă, nu mai vreau, nu mai îmi trebuie. Că nu am nici sorți de izbândă în această situație și nu fac decât să-mi pierd energia. Și multă lume spune, mă, știi că aștept să se întâmple acest lucru și nu se mai întâmplă. Dar cât o să mai aștept? Să-mi spune tarotul cât o să mai aștept? Păi uite, o să aștept, spune, nu mai poți. Și luna mai, săgetătorule, nu o să mai poți să mai aștepți. Asta este. Dacă nu iei tu, singur, decizia să lași la spate un conflict, să nu mai hrănești chestiunile emoționale, să nu te mai prostești cu aceste lucruri care nu devin realitate și sunt numai fictive, vei cădea și te vei hotărâ, atunci te vei ridica de jos probabil și vei vedea realitatea. Să vedem despre ce este vorba aici. Sau poate altcineva va cădea, dacă tu nu-i mai dai atenție, cade cealaltă persoană, spune, vai, dar nu m-am mai căutat, nu mai, n-am mai venit, iată, șasele de bâte răsturnat, o înfrângere foarte, foarte rapidă, care oricum, și dacă nu era o înfrângere, ar fi fost o victorie iluzorie și temporară, vedem. Deci o să aveți o ușoară înfrângere, vedem, din cauza că nu mai hrăniți niște energii în comunicare cu cineva sau cineva se răzgândește și nu mai vrea să facă ceea ce a promis și ai o dezamăgire, spui, vai de mine, din cauza lui ăsta, acum m-am blocat eu, nu te blochezi din cauza lui ăla, dacă mergeai mai departe cu acea chestiune, oricum era o victorie iluzorie. Și vedem noi cavalerul de cupe răsturnat, cineva care nu se ține de promisiune emoțional, ceva care este răsturnat, care este fals, care este întors pe dos emoțional. Da? Țineți-vă emoțiile sub control în luna mai, săgetătorii, pentru că voi trebuie să treceți pe lângă aceste chestiuni ca să nu vă afecteze. Iată cum se rezolvă și această problemă. Decât să rămâi căzut la pământ, să spui, vai, Camizeu, ia uite ce urât arată cartea asta, Doamne, ce mă sperie de ea, spune așa, lasă-mă, nu-i nimica. Renunț eu de bună voie ca să nu mai mă pune nimeni la pământ. Renunț la prostiile emoționale care se manifestă în viața mea și care îmi dau o chestiune iluzorie și nu mai hrănesc aceste conflicte. Oricum vă simțiți, oricum că n-aveți nicio șansă. Așa că mai bine renunțați, dragii mei, ca să nu ai de acest 10 de spade prea multă influență asupra voastră. În luna mai.
Dragii mei, dacă vă plac aceste tălmăciri, indiferent ce cărți ne cad, Camizea le întoarce și le răstălmăcește ca să vă fie bine. Asta este, să vă fie bine! Tocmai ce spuneam, să vă fie bine și avem regele de cupe. Regele de cupe reprezintă o vindecare. Știți cum o să fiți? O să treceți printr-o înfrângere din acestea, așa, care nu are mare importanță, dar care îi dați voi mare importanță, după care o să spuneți, băi, ce bine mă simt acum că s-a terminat cu chestia asta, că oricum nu ajungeați nicăieri cu ea, și o să vă simțiți voi eliberați emoțional, dragii mei. O eliberare emoțională, vedem un bărbat aici care, probabil că după o dezamăgire, dacă sunteți bărbați, va fi o dezamăgire pentru voi, după care o să vă simțiți excelent în pielea voastră că sunteți bărbat. Dacă sunteți femeie și aveți o dezamăgire din cauza unui bărbat care oricum nu se ridica la pretențiile voastre, iată cum, probabil că va apărea pentru voi altcineva sau probabil că dacă nu apare cineva peste noapte, se reface energia masculină. Adică începeți voi ca femeie să știți ce doriți la un bărbat, care sunt acele caracteristici pe care vreți ca bărbatul acesta să le aibă. Bineînțeles că nu putem controla alte persoane. Vreau cu tare să aibă aceste capacități. Dacă nu le are, o să vă întristeze, o să spuneți, vai de mine, m-a rănit, și după care vă reveniți, pentru că trebuie să se refacă această energie. Lucrurile emoționale care nu merg, fie că sunteți bărbați sau femei și vă rănesc, se pare că nu o să le mai dați voi prea multă atenție, ci o să aveți și o surpriză așa, o să spuneți, vai de mine, sunt rănit, după care vă dați seama că oricum e mai bine așa. Avem asul de bâte în poziție răsturnată, vedem cum cineva parcă nu mai are chef de pasiune, deci pasiunea ne cade răsturnată pentru că oricum pasiunea este iluzorie și trecătoare, ce are nevoie să se deschidă emoțional. Relațiile amoroase bazate pe relații intime vor cădea la spate pentru că, ce să vezi, vrem legătură emoțională. Doamne, femeile și bărbații spun, vreau să cunosc pe cineva, vreau să am în viața mea o persoană cu care să mă conectez. Aud aceste lucruri din ce în ce mai mult și persoanele care vin în particular și persoanele în general cu care vorbesc în viață spun, vreau să mă conectez emoțional, vreau să simt, domnule, că pot să comunic emoțional cu cineva. Nu mă mai interesează energia pasională, noaptea de amor, că după aceea nu am ce să discut cu persoana sau după aceea cine știe, nu mă mai caută, numai asta. Vreau să mă conectez emoțional. Asta este pentru voi în această lună. Este deviza lunii, săgetătorul își dorește această conexiune. Vă simțiți ușor dezamăgiți, ușor lipsiți de energie spre sfârșitul lunii, tocmai din cauza că vă treziți și înțelegeți ce doriți într-o relație emoțională. Dacă sunteți în cupluri de lungă durată, bineînțeles că nu se desparte nimeni, dar poate că vă dați seama aici, vă dați seama ceea ce nu merge în acest cuplu. Văd o redresare a cuplului după un mare necaz pe care l-aveți în acest cuplu în care ceva simțiți că nu merge și decât să stați să suferiți, vedem cum se reanalizează situația și începe să vedeți ce lipsește. Lipsește elementul emoțional. Avem spânzuratul în poziție răsturnată. Iată, un săgetător care se eliberează dintr-o chestiune care efectiv îi omoară pasiunea, domnule. Ți-a murit pasiunea, se spune. Păi de ce mi-a murit pasiunea? Că pasiunea asta, ca să fie menținută, indiferent că este în relație de cuplu sau că este într-o relație de muncă, și la muncă trebuie să avem pasiune. Nu vă gândiți la prostii că pasiunea se întâmplă în dormitor și doar acolo. Pasiunea se întâmplă peste tot în viața noastră. În proiectele pe care le facem, în modul în care ne prezentăm în lume, când mergem la cumpărături, când facem o treabă, o mâncare, dacă n-am pasiune să pun suflet și să pun inima mea în acest lucru, mă simt slăit de putere. De ce? Pentru că ceva în viața mea nu merge. Pentru că cineva a spus ceva. Pentru că persoana nu mă caută. Pentru că nu mi-a venit mesajul de la nu știu cine în telefon, am căzut în depresie. Săgetătorul trece printr-o cădere și apoi o trezire. Și va spune, dar eu nu am nevoie de toate aceste lucruri. Ceea ce eu am nevoie este să mă deschid emoțional. Să pot să mă desprind de dependența, vedem cum vine spânzuratul,
se desprinde de dependența nevoii de atenție. Vreau să primesc de la cineva și dacă această persoană nu-mi dă, mă pune la pământ. Pasiunea și iubirea se nasc în inima mea și nu trebuie să vină persoana să mi le aducă pentru că le nasc eu. Așa va spune săgetătorul. Și mă desprind de această nevoie ca cineva să mă satisfacă pe mine și o mă deschid emoțional ca să mă bucur de viață. O desprindere vedem dintr-un sacrificiu pe care cineva îl face pentru că este nevoie să se meargă la drum, este nevoie să se deblocheze. V-am spus la începutul tălmăcirii, ne cade optul de bâte, o deblocare. Lăsați melancolia, lăsați conflictele, dar pentru asta veți realiza că sunteți undeva foarte jos dacă mai continuați cu această situație și persoanele care sunt întoarse pe dos și care poate la un moment dat le învinuiți în viața voastră, spune, bă, din cauza lui ăsta nu merge bine, din cauza la soțul, din cauza la soția sunt nefericit. Dacă erai cu altcineva, ce să spun, acea persoană era marea și sarea. Tu trebuie să fii fericit în inima ta, ceea ce vei și face în această lună. Ce frumos! Deblocării și avem aici spânzuratul răsturnat care se și luminează. Trece printr-o epifanie emoțională, mai ales dacă sunteți bărbați. Poate este bărbatul din viața voastră care se trezește emoțional după ce a fost căzut la pământ, iată ce frumos, dar nu prin pasiunea din dormitor se trezește, ci prin capacitatea lui de a se deschide, se deschide centrul inimii la acest bărbat. Poate să fie nu neapărat amantul, poate să fie un vecin, un prieten, un coleg care o să vedeți voi în viața voastră, are așa o energie foarte frumoasă, se vindecă emoțional. Dacă ești femeie, și tu poți să treci prin această energie pentru că se aplică în ambele sensuri. Depinde acum. Văd în general energia masculină, cum trece prin această vindecare emoțională. Mai departe, mai vedem, stați așa că am văzut aici, un bărbat care, acum este un mesaj, poate nu pentru toată lumea, nu luați în considerare dacă nu este cazul vostru, dar văd foarte mult în aceste cărți, să știți. Văd 7000 de scenarii, vorbesc foarte repede, vocamizeu, tu spui aici prea multe, așa, o iei prea repede, păi dar o spun așa, pentru că văd mult, mult, dar văd 7000. Vă spun numai câteva vouă, că am stat 7 ore, bineînțeles. Un bărbat care a iubit pasional. Nu mai putea, așa, după mesaje, după asta, să vadă, să urmărească unde este gagica asta, că așa se spune gagică. Unde este, domne, iubita asta mea? A observat că i-a murit pasiunea. De ce? Pentru că are o înfrângere, pentru că iubirea aceasta, prin suferință, prin tot ceea ce oferă această iubire, i-a omorât pasiunea. Acest bărbat decide să se elibereze. Dacă ești tu acest bărbat, lasă-mi în comentariu. Dar nu pot acum să spun, că mi-e rușine să spun pe YouTube. Pune acolo ceva, un mulțumesc, o aia ca să-mi dau eu seama. Că nu te dau de gol. Să fii tu foarte bine dacă renunți la această pasiune care te-a întors pe dos. În temerile voastre, săgetători, avem cavalerul de monede. Din nou avem această energie masculină care se teme să investească ceva. Emoții, material, în ce se teamă să-ți asumi o responsabilitate, fie că ești femeie, fie că ești bărbat. Este posibil să-ți fie teamă că bărbatul din viața ta nu își asumă o responsabilitate, fie ea de orice fel, dar importanță, tot responsabilitate se numește. În ce se teamă, poate să investești ceva material, să vedem, 6 de spade în poziție dreaptă, îți este teamă ție aici să te desprinzi de o chestiune din trecutul tău, vedem, pentru că ai niște investiții acolo materiale. Iarăși, sunt persoane care poate doresc să facă o mutare, să meargă undeva nou. Le este teamă pentru că au atașamente sau au datorii sau au niște chestiuni materiale care îi țin legați de o treabă din care doresc să plece. Și avem 2 de spade în poziție dreaptă, parcă zici că nu vezi drumul și ești închis în inima ta. Aceasta este o teamă, va trebui să te uiți tu un pic mai mult în inima ta ca să treci peste această teamă și să vezi exact încotro te îndrepți, dacă merită să-ți asumi această responsabilitate, dacă merită să faci această investiție, trebuie să te uiți în inima ta, acolo este cheia. Inima se va spune, trebuie să scapi de atașamentele emoționale. Mai departe, dragii mei, vom vedea în continuare abordarea conștientă pentru luna mai pentru săgetător. Cum veți aborda această situație?
Dacă doriți să mă contactați pentru citiri personale, ofer citiri personale și cu durata de 2 ore, foarte complexe de altfel, față în față, virtual, bineînțeles, apăsați pe linkul pe care eu îl postez aici mai jos în descrierea videoclipurilor mele. Este singurul mod în care mă puteți contacta și să fiți siguri că ajungeți la mine. Este pagina mea de Facebook, trimiteți mesaj. Dacă nu vreți să fim prieteni, nu-i nimica, tot răspund la mesaje. Dar nu mă căutați după nume și pe nu știu unde, pentru că se clonează numele peste noapte și Cami și Zeia și-au făcut conturi și Zeia apare pe Facebook și postează nu știu ce pe acolo. Sunt conturi false, dragii mei. Cami Zeia, aici mă găsiți pe linkul din descrierea videoclipurilor mele. Abordarea conștientă. Avem judecata de apoi. O dreptate divină, vedem și spânzuratul răsturnat, o deblocare dintr-o situație în care v-ați sacrificat și realizați niște lucruri, vine iată pentru voi o a doua șansă, vedem o grațiere din partea Universului pentru cineva care a suferit, poate din cauza unor atașamente emoționale care l-au pus la pământ, vedem deblocări în această lună și vedem judecata de apoi care vine și spune tu ai o șansă la viață. Ți se dă o nouă șansă, se deschide un nou drum pentru tine. Poate că nu te aștepți la acest lucru, dar conștient vei avea în abordarea ta conștientă această epifanie care ți va spune este momentul să te ridici, iată, cel căzut la pământ. Se ridică. Se ridică din pământ, se ridică. Pentru că vine îngerul acesta al judecății de apoi și spune ridică-te. Ridică-te și mergi mai departe, ți se dă o nouă șansă într-o situație și vei înțelege acest lucru, că îl meriți. Ce vei face cu această nouă șansă? Abordarea conștientă a acestei noi oportunități pentru tine într-o anumită situație în care lucrurile nu au mers? Avem 3-ul de cupe răsturnat. Ta-da! Dacă cineva... Nu e pentru toată lumea. Hai, nu o luați acum în nume de rău, dar văd un mesaj pentru cineva și am să-l spun. Cam gura spartă, știți cum sunt eu, da? Dacă cineva este într-un triunghi amoros, este bărbatul acela cu pasiunea sau femeia cu pasiunea care i-a murit pasiunea și care se eliberează, ești într-un triunghi amoros, îți vei da seama în abordarea conștientă că nu mai merită și vei sparge acest triunghi. Dacă nu ești într-un triunghi amoros, îți vei da seama de îmbârligăciunile emoționale din viața ta, care nu merită să te ataci emoțional din cauza altor persoane și îi vei ignora, vei trece pe lângă ei, nu te vor mai afecta chestiunile emoționale ale altor persoane, pentru că judecata de apoi îți spune este momentul să te ridici și să lași pe ceilalți la o parte, pentru că nu ei trăiesc viața ta, ci tu o trăiești. Și te vei ridica și vei fi bine. Și vedem regia de spade, energie mentală, energie critică, energie care spune adevărul pe față, fie că îți place, fie că nu-ți place, săgetătorul îți va trânti în față un adevăr, pentru că ce să vezi, vei judecata de apoi și spune lasă îmbăligăciunile emoționale deoparte și vezi adevărul. Mai vedem aici, dacă ești un bărbat care... Știu, poate ai avut o pasiune, ceva pentru această femeie. Văd o discuție între un bărbat și o femeie în care se pun la punct niște lucruri și la cei care sunt în triunghi amoros. Femeia aceasta se detașează emoțional. Cei care nu sunteți în triunghi amoros, vedem cum bărbatul se deschide emoțional foarte mult și poate în sfârșit să aibă o discuție cu o femeie care vine și spune lucrurilor pe față, în abordarea conștientă. Bineînțeles că energiile se pot inversa, dar văd mai mult bărbatul că este deschis emoțional și femeia este deschisă mental spre comunicare. Se aplică această energie și la locurile de muncă și în alte situații din viața voastră, dar mai ales în cupluri. Nu plecați, dragii mei, nu plecați pentru că urmează tălmăcirea metafizică foarte importantă. Dacă nu v-ați abonat, abonați-vă dacă vă plac tălmăcirile mele, pentru că mă ajutați pe mine să vin pentru voi aici cu entuziasm. Dragii mei, știu că sunteți abonați la 7000 de canale și că nu mai aveți chef să mă abonați și la Cami Zeia, dar abonați-vă, este gratuit. Apăsați mai jos unde scrie abonează-te,
Lăsați-mi un comentariu, pentru că aceste opa, stați așa, vedeți că nu am citit Secretul Marii Proteze. Lăsați-mi un comentariu. Uite, acum lăsați-mi un comentariu. Cei care au închis, au zis, asta a terminat, citirea au închis, acum ce să ascult, ce spune ea. Dar uite că avem Secretul Marii Proteze aici. Cine a rămas până aici, află secretul. Puneți-mi un comentariu, dragii mei, dacă apreciați citirile Camizeie și nu uitați să lăsați un like de apreciere. În Secretul Marii Preotese apare regina de spade pentru săgetători. Aceeași regină pe care o aveam în abordarea conștientă, am strâns deja cărțile, dar era pe aici, pe undeva. Este vorba despre energia feminină în rutina zilnică care se deschide mental și va spune adevărul. Un adevăr iese la iveală, trebuie să iasă la iveală, îți spune Marea Preoteasă. În luna mai, pentru a depăși anumite chestiuni, lucrurile ascunse trebuie spuse pe față, fără menajamente, fie că ești femeie, fie că ești bărbat. Poate dacă ești bărbat, trebuie să auzi anumite lucruri de la o femeie, că nu vrei să le auzi. Uite că luna asta va trebui să le auzi. Dacă ești femeie, ai curajul și spune pe față ceea ce te doare. Sau poate ceea ce simți, sau poate ceea ce gândești, spune pe față. Este foarte important să iasă la iveală energia aceasta. Și acum trecem la tălmăcirea metafizică. Cei care ați rămas alături de mine, vă mulțumesc din tot sufletul, dragii mei. Puneți-mi comentarii dacă vă plac tălmăcirile și mai ales cele metafizice. Ce se întâmplă în citirea metafizică este că avem o foaie albă de hârtie pe care voi forma imagini intradimensionale cu ajutorul acestor lamele transparente. Le voi citi într-o profunzime spirituală, bineînțeles. Sunt mesaje foarte subtile, foarte profunde, pe care nu toată lumea le înțelege, dar voi, din comentariile voastre, îmi dau seama că le înțelegeți din ce în ce mai mult. Apreciez acest lucru, că nu-mi bat gura de pomană. Facem dezlegări karmice ale tiparelor voastre în particular, însă aici, pe energie colectivă, dezlegăm niște tipare karmice. Bineînțeles că nu putem să spunem foarte multe amănunte, pentru că este pentru toată lumea și fiecare om are o viață unică. Mintea superioară te ghidează în permanență în crearea vieții tale, pentru că ești creatorul propriei tale realități. Și omul spune așa, pe cum bă Camizeu să fiu eu creatorul? Dacă eram eu creatorul, îmi cream o viață mai ca lumea, îmi cream porcăria asta de viață. Fie că vrei, fie că nu vrei, fie că știi, fie că nu știi, ești creatorul propriei tale realități. De lege universală, creiem în fiecare moment. Acum, 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 acum creiem. Cum creiem? Cu energia noastră mentală, cu energia noastră emoțională și prin acțiunile noastre. Mentalul întotdeauna se va spune adevărul. Inima întotdeauna se va spune adevărul. Dar oare este adevărul mentalului și adevărul inimii tale în aceeași direcție? Cad cele două de acord? Pentru ca acțiunile tale să fie corecte și să ți se îndeplinească visul tău, mentalul și emoționalul trebuie să fie pe aceeași lungime de undă. Dacă ele nu se înțeleg, acțiunile vor fi greșite. Păi să-mi spună Camizea ce să fac, să-mi spună tarotul ce să fac și eu fac. Tarotul îmi spune ce să faci. Vă zic, păi am făcut ce mi-a spus tarotul, am făcut că mi-ai spus tu. Așa cum ai spus tu, zic oamenii, vin la mine și spun, am făcut așa cum mi-ai spus tu. Mi-ai făcut așa cum ți-am spus eu. Dar mentalul și inima ta ce spune, domne? Eu nu știu ce spune, că așa mi-ai spus tu. Ascultă-ți mentalul, haideți să vedem ce se află în mentalul superior al săgetătorului în această perioadă. Mintea superioară care le știe pe toate. Avem soarele, gânduri pozitive. Foarte frumos. Hrăniți gândurile pozitive în lumină. Dacă ți apare un gând negativ care nu este în concordanță cu ceea ce îți dorești, imediat aprinde lumina. Imaginează-ți că răsare soarele în mentalul tău și că se face lumină și că vine acea căldură. Răsăritul de soare. Imaginați-vă un răsărit de soare. Este acea energie extrem de frumoasă când
Dacă sunteți la mare, poate răsare dintr-o apă sau poate răsare, știu eu, pe un munte, cumva, într-o pajiște. Cum doriți să vă imaginați acest răsărit de soare? El va face lumină în gândirea voastră și vă va ajuta să creați pozitiv. Este foarte greu. Oamenii spun, vai, dar eu am numai gânduri pozitive și totul în viața mea este negativ. Nu există. Ceea ce tu creezi în viața ta este o reflexie. Se spune reflexie, da? Este o reflexie a ceea ce zace în mentalul și în inima ta. Păi ce zace acolo? Dacă viața mea e așa urâtă și n-am nimic ca pozitiv în ea. Eu am numai gânduri pozitive. Eu fac bine la toată lumea și toată lumea îmi face rău. Ia mai gândește-te. Urmărește-ți gândurile. Fă lumină în gândirea ta. În mentalul tău văd pe cineva dezamăgit, avem cinciul de cupe care se uită în viața sa și spune, păi de ce să mă uit la lumină aici, că n-am nimica. Dezamăgirile tale aprinde lumina și căldura peste ele. Îți vine un gând în care ai suferit, într-o situație în care ai fost trădat, poate că nu ai speranță într-o anumită chestiune. Imaginează-ți acel răsărit de soare imediat. Adu lumină și căldură. Cum te simți? Tu trebuie să aduci acea energie asupra corpului tău fizic. Sfidează realitatea care este în fața ta, sfidează-o, închide ochii și simte-te pentru 5 secunde la răsăritul soarelui și ai să vezi ce schimbări se vor face în viața ta. Este un ritual pe care îl văd aici și îl spun. Vine melancolia, vine deznădejdea, închide ochii și sunt la răsăritul soarelui 5 secunde, atât 5 secunde. De ce? Atâtea secunde? Uite așa, că așa văd eu aici. Și te vei ridica. Te vei ridica cu lumina soarelui. Săgetătorii, acesta este ritualul vostru pentru luna mai. Nu toate, uite că nu am dat ritualuri decât la săgetători luna asta. Poate o să mai dau ritualuri și la alte zodii lunile viitoare, să vedem. Dar așa am simțit. Mi-a venit așa, să vă spun. O să aveți un gând voi de melancolie, de tristețe, priviți răsăritul de soare mental și simțiți emoțional energia soarelui și vă veți ridica în 5 secunde. Avem soarele, peste el cade cel deznădăjduit, care, iată, se uită la cupele răsturnate și cupele drepte sunt în spatele său. Vede răsăritul de soare și iată-l ce frumos se ridică. Ce frumos se ridică de la pământ, calcă peste aceste cupe răsturnate, vedeți cum calcă peste ele, și se ridică cu o mare binecuvântare. Aceștia sunteți voi. Energia inimii. Săgetătorii, inima este un barometru care în permanență scanează câmpul electromagnetic din jurul vostru, și la cea mai mică dereglare energetică vă dă de știre. Este un pericol, este o teamă, este ceva care se apropie de tine și spune omul, vai, m-a luat cu inima, domne, m-am dus să iau o pastilă, nu mai pot, am făcut un atac de panică, inima, nu mai pot. Bineînțeles că iei pastila, că așa spune doctorul, dar, camizia spune, după ce iei pastila și te liniștești, analizează-ți, domne, temerile. Când apare cuțitul, palpitația în inima ta este întotdeauna o teamă. Ceva se îndreaptă către tine pentru că inima scanează câmpul electromagnetic și lucrurile care sunt abia să se manifeste în viața ta. Inima le simte deja energia și am avut o palpitație și apoi cine știe ce mi se întâmplă. Este pentru că ai o teamă, tu trebuie să spui situația este sub control, indiferent ce pericol, indiferent ce se îndreaptă către mine, indiferent care este această chestiune despre care simt eu o anxietate. Că mă duc la un examen, că mă duc la o întâlnire, mă duc la un interviu, că mă sună nu știu cine, că trebuie să fac nu știu ce și simt anxietatea dinaintea acelui eveniment, trebuie să spun lucrurile sunt sub control. Inima mea se simte degajată, detașată și sunt foarte bine. Haideți să vedem. Ce ne spune tarotul despre inima săgetătorului? Avem cavalerul de bâte, inima cu pasiune în această lună. Pasiunea ne apare din nou, apărea și în prima parte, mai murea pasiunea pe acolo prin prima parte, dar aici inima voastră vorbește acum, ia să vedem ce se întâmplă cu pasiunea din inima voastră. Iată, această pasiune, parcă cineva se joacă cu ea,
și jonglează, uite așa, pac, 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 cu această pasiune și parcă vă uitați așa, vă ia amețeala când vă uitați la ăștia. Și mai vedem aici cineva care încercați, voi încercați să stârniți pasiunea în această persoană. Văd cum îl zgândăriți pe ăsta aici. Dar această persoană este preocupată de altceva. Are alte preocupări în mentalul său, în atenția sa și voi încerca să îi strângeți pasiunea acestei persoane. Și mai văd aici o persoană, o persoană, nu multe persoane, nu, băi, știți că am să spun ceva aici care e așa șocant acum, dar nu pentru toată lumea. Văd cum cineva încearcă să stârnească pasiunea într-o altă persoană și este răsplătit pentru acest lucru. Îi se face un cadou, îi se dă un dar de bani pentru că ai strâmit pasiunea în mine. Acum vin și ți-aduc, așa te răsplătesc, îți cumpăr ceva, îți fac o bucurie. Mai știi, poate, cine știe, cineva strâmește pasiunea cuiva și acea persoană este generoasă. Este generoasă. Și ai strâmit pasiunea și spune, am venit să-ți aduc ceva că m-ai făcut să mă simt bine. E, hai, acum nu vă gândiți la alte prostii. Dar inima ta spune așa, nu nimica, stârnește această pasiune, dacă te pricepi să o faci, nu așa? Și alte persoane este generoasă, foarte frumos. Vedem aici cum cineva este căzut la pământ. Simt totuși că nu sunteți voi această persoană, simt că cineva care este căzut la pământ, voi puteți să-l ridicați aici. Aveți în inima voastră o mare putere de a stârni pasiunea în alte persoane, dar această pasiune uneori, fie că nu poate să fie stârnită pentru că nu avem controlul altor persoane, fie că cealaltă persoană este atât de căzută la pământ că nu putem să-i stârnim pasiunea, că trebuie să se ridice singur, să se transforme ca să-i stârnim pasiunea. Deci persoanele pe care încercați să le stârniți pasiunea în această perioadă, dragi săgetători, nu vă chinuiți degeaba. Dacă persoana este fericită și vine la voi cu un cadou, cu ceva frumos, te duce undeva la o prăjitură, îți cumpără o ciocolată, atunci să știi că ai făcut acest lucru cu folos. Dacă persoana cealaltă nu se implică și indiferent ce faci, nu poți să stârnești pasiunea acelei persoane, las-te băgubași pentru că nu ai control și îți pierzi energia degeaba. Persoana care apreciază ceea ce faci din inima ta pentru ei, fie că este o faptă, fie că este o vorbă, fie că este o energie, o mângâiere, un amor, ceva, îți va fi recunoscătoare. Persoana care nu ți este recunoscătoare și indiferent ce faci, nu este mulțumit și este la pământ, îți pierzi energia, îți spune inima ta. Iar tu iei decizia ce trebuie să faci în continuare de aici. Aceștia sunteți voi, cavalerul de bătă, care veniți cu băta pasiunii. Aceasta este persoana cu care aveți de-a face, așa că deau aici, iată cum o îi zgândăriți cu această bâtă a pasiunii și ei vin și vă binecuvintează cu ceva. Poate să fie și o noapte de amor, mai știi, dar măcar să fie cu folos. Și mai avem noi aici 10-le de spade care ne arată că indiferent ce faceți voi pentru a stârni această pasiune, persoana este responsabilă să se transforme. Ei singuri, dacă nu au capacitatea să se transforme, aveți grijă ce faceți cu energia voastră. Mesajele ghizilor spirituali pentru săgetători. Vă plac tălmăcirile? Le înțelegeți? Lăsați-mi comentarii. Le urmăriți de două ori aceste părți metafizice? E bine și așa. Ghizii spirituali vă spun din nou că aveți o cupă în mâna voastră. Aveți ceva de oferit în această perioadă. Am văzut și în prima parte, vedem și în a doua parte, săgetătorul are ceva de oferit în această perioadă, are de-a face cu legăturile emoționale, aveți inima deschisă, dăruiți. Dăruiți în stânga, dăruiți în dreapta, nici nu mai contează ce dăruiți, cui dăruiți. Dăruiți, dragii mei, sunteți generoși emoțional în această lună. Profitați de această ocazie și umpleți-vă inima de iubire. Când se deschide centrul inimii, persoana iubește pe oricine. Dar vedeți că nu putem să facem acest lucru în permanență. Pentru că sunt momente în care ne enervează și pe noi alte persoane. Și în loc să naștem iubirea, naștem anxietatea, naștem, știu eu, poate oboseala, să mă obosiți, mă enervează ceva, mă obosește.
Tarotul vă spune, profitați de momentele în care aveți inima deschisă și dăruiți orice puteți să dăruiți emoțional cuiva. Regina de cupe, aveți în mâna voastră, deci aveți cupă peste cupă. Aveți, când dăruiți acest lucru emoțional cuiva, o bucurie, o apreciere, o mângâiere, dăruiți de două ori, iar universul vă va răsplăti de 10 ori pe voi, vedem. Vedem cum este posibil în această perioadă să producă o vindecare emoțională între tine și cineva. Este posibil. Dacă ai această oportunitate să faci ceva pentru ceva, fă-o. Închide ochii, vezi răsăritul de soare, umple-te tu cu această energie, du-te și fă tot ce poți pentru acea persoană, pentru a-i stârni mulțumirea, pasiunea, o acțiune, o mângâiere, indiferent ce faci. Iar vedem cum cineva care a fost poate pus la pământ, la unii dintre voi, se poate transforma, dar mai văd aici cineva din viața, din familia voastră, din casa voastră, de la locul de muncă, cu cineva cu care petreceți timp împreună foarte mult, este o persoană dragă, dacă nu este o rudă, dacă nu este un soț, este cineva care va veni și vă va îmbrățișa, atât de frumos vă va îmbrățișa. Acea persoană, să știți că ați făcut un bine universal pentru ei, ați plătit o datorie karmică. Persoana va veni și îți va spune, îți mulțumesc frumos pentru acest compliment, pentru această floare, pentru acest, indiferent ce faceți pentru ei, dar nu vă îmbrățișează așa cu o smiley face din ăla care ți-l trimite pe telefon și spune, te îmbrățișez, ba. Nu. Persoana se produce în carne și oase și pune brațele în jurul tău, te strânge la piept și spune, îți mulțumesc. Țineți minte, vă plătiți o datorie karmică și universul vă mulțumește. Ghizii spirituali vă mulțumesc. Persoana este doar un element în mâinile Creatorului. Voi atunci veți ști că ați plătit o datorie karmică. Veți ști că această mulțumire se înscrie în analele voastre akashice, despre care tot vorbim. Nu ezitați să dați aceste binecuvântări. Iată, nu se știe când vine universul. Este o persoană care ați avut oarecare afectare emoțională în legătură cu ei, ați avut o nesiguranță în legătură cu acești oameni. Poate că uneori ați fost bulversați emoțional din cauza acestor persoane, poate să fie un părinte, un copil care v-a enervat, v-a făcut o fel de chestiuni emoționale. Da? Și știți că uneori oamenii cu care petrecem foarte mult timp împreună ne cam stârnesc așa emoțional, ne cam întorc pe dos, ne cam agită și de multe ori gândim gânduri negative despre ei, să mă lase în pace, să mai îmi dea o pauză, să mai cam înnebunii, nu mai pot. Dragii mei, oferiți-le înțelegere. Spuneți-le vorbe frumoase, că universul îi trimite să vă zgândere. Și bineînțeles că și ei au energii karmice și se supun legii atracției universale și se produc aceste evenimente. Oferiți iubire și între voi și această persoană se va produce o reglare de energie în care și voi și persoana cealaltă vă plătiți o datorie karmică. Binecuvântările sunt de ambele părți. Oferiți iubire celor care vă întorc emoțional pe dos și vă duc în confuzie. Și dacă aceștia vă oferă o îmbrățișare, primiți-o, iertați-i. Avem regina de cupe care iartă și care iubește necondiționat, aceștia sunteți voi. Avem, iată, persoana cealaltă care vine și vă oferă o îmbrățișare. Și avem personajul care v-a supărat emoțional, cade în spatele vostru, aceste cupe emoționale care vin să vă destabilizeze, pentru că voi vă ridicați și cu cupa de iubire îi întâmpinați. Sunt persoane dragi, nu sunt dușmani care trebuie acum să îi îmbrățișați. Persoane dragi, în rutina zilnică, care vă aduc așa o agitație emoțională, soțul, vecinul care mă enervează iarăși, colegul de serviciu care cine știe ce a spus, ce a făcut, mă duc așa la el și spun, ce faci băi vecine, ce faci mă, mamă, tată, vină cu aceste iau în brațe, eu cu aceste mângâi să te pup și acum o să zic că ce s-a întâmplat cu săgetătorul, mă frate. Dar chestia este că dacă și acea persoană reacționează la fel și acceptă iertarea voastră și binecuvântarea voastră,
Atunci o să înțelegeți voi care-i treaba. Aceasta a fost tărmăcirea. Dacă m-ați urmărit până la sfârșit, lăsați-mă un comentariu ca să mă bucur și eu de acest lucru. Vă mulțumesc frumos! La revedere!